Am revenit în direct în studioul nostru, familia Paul și Maria Petruca, 60 de ani de căsătorie. Ei sunt cei care acum 20 de ani apăreau la emisiunea Din Dragoste și nu apăreau oricum, ci cu o surpriză. După interviul de la Roman, care se întâmpla când? Sâmbătă? Sâmbătă, da. Da? A venit și ziua de luni. Și de aici o să vedeți imaginile care au fost difuzate atunci în emisiunea Din Dragoste. Așa, Iuliane, poți să dai drumul. Se pregătea o surpriză. Cei de la Din Dragoste pregăteau o surpriză pentru domnul Petruca, pentru domnul Paul și pentru doamna Maria. Nici domnul Paul de aici încolo nu mai știa ce se întâmplă. Cine-i doamna? Cum a fost? Ia povestiți. Am plecat undeva și imediat mi-a ieșit în cale Mircea. Dumneavoastră știați de emisiune, doamnă? Nu știam. Nu știați de emisiune? Nu. Dar nu urmăreați emisiunea marțea sau când era? Da, Din Dragoste. Probabil, dar eram obișnuiți de acum. Nu știa că trebuie să ajungă acolo. Nu. Adică știați despre emisiune, că există emisiunea respectivă. Aha. Și doamna, cum să spun, uitându-se la emisiune, adică nu i s-a părut ceva ciudat, cred că îi fac la, nu, la vreo unul. Eu zis, Mircea, ia să vedeți cum. Așa, și povestiți dumneavoastră, ca să... Mircea tot o întreabă, dar cum vă cheamă? Și în loc de Petruca au zis... Mi-a spus probabil alt nume. Aha. Dar doamna nu s-a emoționat, văd că doamna e, cum să spun... Da, păi așa a zis și Mircea. Îl cunoșteam, știam cine este Mircea. Asta e un fenomen, știți? Da. Că multă lume când te vede la televizor, seară de seară sau așa, când se întâlnește cu tine, zici, bă, dar parcă ești din familia mea, adică ești un cunoscut al meu. Aha. Și doamna, nici acum n-ați mirosit ceva? Nu. Când s-a dus... Ce are cu mine? Ce-i cu mine? Lasă-mă, domnule, în pace. Când s-a dus și a făcut inima, a zis, dumneavoastră aveți aprobare să scriți pe soția, pe jos. Jos a făcut semnul... Inimă și cu o săgeată. Și ea i-a pus întrebarea lui Mircea, aveți voie? Da, doamnă, eu am voie să fac orice. Mircea. Da. Uite că chiar acum face, uite. Așa, ce se întâmplă aici? Acolo face o inimă cu o săgeată și spune... Scrie Maria. Da. Nu știu ce scrie. Nu mai rețin. Din Dragoste. Și ea vorbește și râde. Și spune, ia uite, Marcela și Paul. Așa o scrie. Așa, dar nu v-ați dat seama? Nu. Nici acum. Așa. Și deci nici acum nu v-ați dat... Știți când și-o dat seama? Să vedeți când ajungem fața pozilor. Pentru cei care nu-și aduc aminte, ați urcat pe magazinul Petrodava. Da. Mi-aduc aminte, eu am urmărit... Da. Acum apare la cofetărie pozile. Aici erați prin fața hotelului. Da. Marelui hotel, și, da. Aici așa-s pozile. În parcare la... Să vedeți ce spune. Acum spune, zice, of, ce mi-a făcut, ia uite. Extraordinar, zice, uite ce îmi lipsea mie de-a. Ați tras la Xerox niște poze. Nu le-am tras eu, le-a tras Mircea. Așa, la acolo. Poze de acasă. Da. Alături de ea, stați că n-am avut. Unde o fi? Doamna, căutați pozele pe acasă. Da. Așa. Și acum o urcă pe Petrodrava și ea nu vrea. Ia uite, uitați. Deja acum v-ați dat seama că e ceva complot. Doamna, ce a spus? Unde mai departe. Știți ce-a zis? Unde-i soțul meu să... Ei, dacă îl vedeam atunci, poate că... Apropo, și unde erați dumneavoastră? Sus pe... În momentul ăsta. Sus pe central. Pe Petrodava. Pe Petrodava. Pe magazinul Petrodava. Da. Acolo eram și Mircea a adus-o acolo, la mine. Vreau să fie a mea. Extraordinar, da. Și așa s-a întâmplat. Foarte Mircea, frumos. Mircea. Da. 30 octombrie. 15 noiembrie căsătoria religioasă. Și căsătoria... Iată. Domnul Cătălin, când ne-am căsătorit pe 30 octombrie, era o ploaie
cum au fost zilele astea. Ploaie, ploaie tare și groază. Pe 15 noiembrie nu era... Pe 15 era... octombrie. A, octombrie. Da, pe 15 noiembrie am plătit, cum se cheamă, ceară, yes. Că am intrat în post cu două zile și nu când să fac nunta. Trecuse, da. Pe asta vreau să vă întreb. Da, așa. Și am plătit cauțiune de aia pentru biserică. Să vă dea ceară, da, să-mi dea aprobare și mi-a dat aprobare. Și aici pe... dumneavoastră ți-a aruncat... Nu! Aha. A lui Mircea, n-a știut. Ce arunca? Poze sau ce arunca? Nu, niște... Confeti. Confeti cu scrisoarea. Uite, au iubit-o, uite ce-a făcut. Am înțeles, am am și una acasă. Știți ce vreau să vă spun, stimați răzătători? Ia uitați că deci s-a muncit foarte... Vreau să se știe de la cer la pământ că te am în suflet doar pe tine. Deci s-a muncit foarte mult pentru momentul ăsta cu domnul Petru. Da. Adică n-a fost ceva întâmplător. Așa, iată magazinul Petrodav, acum 20 de ani arăta cum arăta. Nu mi facem reclamă. Dar sunt Mircea a muncit. Nu da, adică toată echipa toată a echipa. Gândit-o. Eu da. De-aia vă spun, pentru că momentul când ați venit la prima emisiune și mi-a spus că dumneavoastră, eu nu vă mai țineam minte așa, neapărat veniți cu înregistrarea, pentru că eu urmărisem toată, da. Toată așa și am zis, dom'le, ceva s-a întâmplat special. Adus... Ei, ați ajuns pe magazin. Da. Am zis, băi, unde și... sunt aici? Da, și eu și așteptam. Și acesta este domnul. Eu i-am zis... Dar dumneavoastră era singur acolo? Nu, eram cu un băiat de la Mircea. Aha. Și am spus, băi, spune-i lui Mircea că dacă nu vine acum sus pe... nu se duce la ea, ea pleacă că e berbec, că e născută în Zodea. Așa. Da. Ia. Și doamna... Și cade pălăria și îmi spune Mircea acolo, zice, domnul Paul, dacă v-a spune ce au zis, zice, poate îmi cade pălăria, zice. Poate îmi dai pălăria jos. Doamna Maria, ce ați gândit când v-ați văzut pe magazinul Petrodava? Era, când era asta? Prin primăvară, așa, vă, că e zăpadă? Nu, era spre sfârșitul martie sau cam așa, așa da, ceva. Da. Ce ați gândit atunci? Ce ați, așa? Ce cu soțul ăsta meu? Ce pune el la cale? Ce? Ce ne știi, nu mai rețin. Dar așa a fost, pregătea, se pregătea de acum căsătoria. Că... Nu căsătoria, că nu aici. Nu, 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 momentul ăsta. Momentul, da. Momentul ăsta, da. Așa. Ce ați gândit dumneavoastră? Așa? Ea, când... ea o gândit că, zice, las că vin eu acasă, că eu fost cam rău după ce s-o dat jos de acolo. Aha, am adică dus-o în cofetărie. A fost o emoție, da, nu? Da, ați trăit o emoție. Da, am fost așa. În cofetărie. Dar știi ce era, sunt stradă. Doamna a intrat în jocul ăsta. Putea zic, hai domnule, lasă-mă în pace, că eu cred că ai treabă cu ala. Adică n-ați spus niciun moment că nu, vezi da, că nu-i vorba eu, de mine. L-a curcat pe Mircea că eu spus că nu o cheamă Petruca. Înțelegeți? Da. Și Mircea a rămas așa, dar cum vă cheamă? Maria? Da, Maria. Și soțul dumneavoastră cum îl cheamă? Paul. Ei, zice, e bine. E bine. Câți, câți, e bine. Câți copii aveți? Zice, doi. E și bine a, și aici. Da, e bine. Și, ia da. Uite. Ei, ăsta a fost momentul da. Dumneavoastră. Extraordinar. La București. Da, fost. Și după aia ați fost în, da. În emisiune. Băi, nu-i puțin lucru. Adică, gândiți-vă... ca să mergi undeva să-ți manifesti iubirea în public, nu e un lucru pe care poți să-l facă mulți. Mulți merg la televizor astăzi, vedeți și dumneavoastră. Merg și spun că s-au operat, și-au făcut nu știu ce, și-au tăiat, și-au pus, și-au aplicat. Dar care merg și spun iubirea, câți nu merg la televizor, doamna Maria, și spun... Câte și mai câte trăiesc ei cu soțul, cu partenerul de viață, vedeți? Eu mă îngrujesc, așa, și fac audiență. Să uite lumea la ei, câtă bătălie, câtă... Nu, în toată viața am gândit și am gândit pozitiv amândoi, pentru că spuneam eu câteva așa ca să nu se prindă, dar până la urmă ea știa și îmi spunea, face acum ceva. Sau domnul Cătălin, am făcut o rulotă, rulotă, care am ajuns în Germania cu ea. La mașină? La mașină. La mașina cum care... adică ați făcut-o dumneavoastră? Da, eu cu mâna mea și cu un Ferrari de la cooperativă. Și am gândit-o și mi-a dat în granița cu polonezii un român
banii, pe, cum era o dacie, 60 și ceva de mii de lei. Se-o dați lui? Da, se-o dau lui. Și ploua și... Nu, am zis, nu. Și uite, voi acolo se-o dați, nu da. Când vin, da. Aveam plapăm, aveam perne, ne-am dus așa, ca țăranii, cum se zice, români. Foarte frumos, dar dumneavoastră știți că visul ăsta a revenit? Dumneavoastră, poate nu știți, dar Olanda, Germania, ideea asta de a merge cu casa, cu rulotele alea speciale, e un vis pe care multă lume... E și ăla e foarte scump, adică... Și dacă v-aș spune că un român de-a meu mi-a desfăcut roata de invidie... A, să vă cadă roata, da? Da, dar nu era din piatra, era de prin Brașov, da, da, da. Da, la rulotă, dar am depășit tot ce s-a întâmplat, tot. Mm-hmm. Și da. Coneac am luat la mine, că coneacul era la cel mai bun a nostru peste hotare, că așa era. Ăla de la Vaslui, Vascu. La ruși, la polonezi, peste tot. La RDC am fost, că nu la RF. Nu puteai trece, da. Și am trecut la RDC, vă spun o chestie care, când m-am întors înapoi, mi-a spus vamișul de acolo, bă, mari prostești. Cât te întorci. Cât te întorci. Zice, dacă ai depășit și te-ai dus și ți-o dat drumul a noștri să te duci în Germania Federală, și am spus, am un copil de un an și jumate acasă. Unul aveam cu mine, ăsta era în clasa 8-a. Aha. Dar ăla l-ant era acasă, singur, și nu se putea. M-am întors înapoi, am venit în Ungaria, am stat în Ungaria, am stat peste tot, peste tot. La Oradea, și când... În tot parcursul acesta n-am pățit nicio chestie să tragă pe cineva. Am luat pe un polonez care venea și ne-a lăsat domnul Cătălin în garsonera surorii lui, care era o sportivă, că toată era plăcată cu fotograf, medalii și cu ce este. Și el a plecat de acolo și a spus, dormiți cât vreți, spălați-vă, rezolvați, am făcut baie, el am spălat. El a avut o încredere grozavă în noi, că era locuința lui Scoare. L-am luat din Polonia, că în Polonia... Da. Și cui ați lăsat dumneavoastră casa în ziua de astăzi? În Polonia era 23-24, ca și la noi 23 august, în iulie. La ei era... Am fost la Auschwitz, n-aș vrea să vadă nimeni. Ce au făcut din... Ce masacru, ce... Da, spuneți-mi când dumneavoastră spuneți ceva, sau veniți cu idei, uitați, uite, vrem să... Hai să mergem cu tare loc. Doamna e de acord de fiecare dată cu dumneavoastră? Absolut. Da? Absolut. Și acum... Aveți încredere, adică în bine, soțul... Bine, stau câteva secunde să gândesc. Da, bine. Avem bani. Doamna e cu bani. Doamna este fiind berbec. Dumneavoastră, sigur, sunteți în casă cu bani. Și o fecioară, vă dați seama. Da, fecioară și noi la fel suntem așa, da. Berbecul este cel care e cu finanțele. Așa este? Da. Da, e sigur. Păi nu întreabă decât dacă avem bani. Păi avem bani? Da. Păi ne-a, păi, și acum când am venit, o zis, ai ceva bani la tine? Zic, de ce să luăm? Da, de ce? Da. Interesant, așa. Nu vă întreb de ceartă, așa, pentru că inevitabil și cearta cred că are rolul ei. Și despărțirea are rolul ei, așa, să te împaci, să te... Așa. Dar important este ca totul să treacă ușor, adică să se... Cearta n-a putut să reziste mai mult de 2 ore. Ne-am împăcat bine. Da, asta e. Nu se poate. Stăteam cu părinții și părinții erau mulțumiți de... comportarea noastră, comportarea lui. Bine, acum nu prea mai se poate trăi cu părinții, nu? Acum e indicat să meargă fiecare la casa lui să-și... Că na, generațiile, păi, știți cum e, tot timpul văd altfel lucrurile. Domnul Cătălin, socul meu a plâns când am plecat de acasă, pentru că să vă spun o chestie foarte interesantă și aici, cum era și înainte, niște probleme, repede le spun. De Crăciun eram la cooperativă și eram secretarul comitetului de partid pe cooperativă. Au venit... Iuliane, mă lasă imaginile din filmare, 100 și ceva de oameni cu colinda. Și deasupra mea erau mulți securiști în bloc, pe terenul nostru. Securiști. Da. Și în momentul când am fost chemat, după 3 zile am fost chemat la partid. Era
tovarășul Dospinescu, secretarul Comitetului de Partid, pe oraș, primarul orașului. Și zice, bă, Paule, e frumos, tu faci propagandă religioasă și nu știu ce. Colindători și, da. Și astea, da. Și am spus, tovarășul secretar, eu stau în casa lui socrului. Când v-am venit să-mi spun să vă dau apartament, a spus, bă, eu nu dau la secretare de partid apartament. Acum vedeți și dumneavoastră ce a ieșit. Pentru un fel l-ați băgat pe socru la, la da. Înaintare, da. Imediat a doua zi am primit repartiții de apartament, care îl are feciorul meu acum în piață. Bravo. La fața o parte. Și treaba aia, atât am primit și eu din cooperativa asta, că am lăsat acolo eu și soția două dacii, adică aveam capital social, nu l-am mai luat după Revoluție. Am lăsat la CR, împrumutase toți bani și noi aveam capitalul CR, nu am mai dat bani înapoi și am rămas acolo cu niște bani care ziceam că la bătrânețe o să ne ajute. Cum vedeți acum, apropo de, de anii ăștia așa, de pensie, așa, la care na, trebuie să ne gândim cu toții, inevitabil vom ajunge acolo așa. Când vedeți că unii își fac pensii, că au puterea și au posibilitatea să-și facă pensii ei din pixul lor, așa, și alții care n-au, trebuie să trăiască cu atât cu cât consideră ei că li se cuvine. E nedrept ce se întâmplă astăzi? E nedrept. Că s-a ajuns la, la, la asemenea diferențe? E nedrept, pentru că vă spun, am 52 de ani pe carte de muncă. Vă dați seama dumneavoastră ce înseamnă să muncești, să stai în picioare 52 de ani. Da. Să nu gândești, să nu ai răspundere, să nu mergi, să nu circuli cu mașina. Și am de-abia 2000 de lei acum, da. Că s-au mărit. Și alții, eu nu spun de activiști, de partii și de nu știu ce, că au niște pensii. Că mă uitam și acum vorbeați de... Domnule, nu se poate o diferență așa. Cât am făcut serviciu, directorul avea 5.000 și eu aveam salariu de 3.000. Adică diferența era foarte mică. Bine, la valoarea banului da. Era, cum să spun, mult de la 5 la 3. Da, dar și unii directori, pentru că nu aveau studii și nu știu ce, avea 3.500, 4.000. Depinde cum erau încadrați. Apropo, știți ce salariu avea Ceaușescu atunci? Nu avea niciun fel de salariu. Nu, avea salariu, da? Că trebuia să aibă și el un salariu. Da. Avea 12.000 de lei. Da. Plus 4.000, o indemnizație de conducere a țării. Deci avea 16.000 de lei în mână. Și ce-o luat cu ei? 11.000 avea ministru, 10.000 iarăși așa. Adică era scara asta, valori, era foarte simplă. Acum... nu mai poate scoate la, la liman nimeni. Eu vă spun, adică totuși... și oricine poate să mă contrazică. Nu se poate. Ceaușescu îi chema odată la o lună de zile să pună niște rezoluții. Acum ținem atâția oameni care, și nu pe ei, că ar fi minunat, șofer, femeie de serviciu, cabinete, secretar, consilier personal. Consilier. Cum vedeți anii ăștia de acum și anii din tinerețea dumneavoastră? Foarte grei. Și în, anii de acum? Da, pentru tineret, păi, și mai ales pentru tineret. E totuși bizar, adică dacă nu au fost anii aia din 50, 60, grei, da, foarte și totuși greu. Acum e mai greu? Nu, foarte greu, pentru că, vedeți, comunare de muncă nu le dă dreptatea, nu caut în lăzele de gunoi. Domnul Cătălin, mi se urcă părul măciucă când văd că se caută în lăzele de gunoi. Da, și nu unul. Și mulți, oameni. Mulți. Oameni. Da. Înțelegeți? Asta pe mine mă doare. Am făcut o țară, am muncit și nu pentru noi. Că nu, nimeni nu ia nimic cu el. Nimeni, dacă ar ști, așa cum v-am spus, nimic. Decât, spuneți de ce, a fost bine când era... și au lucrat cu mine. Eu... Care-i secretul?
secretul... unei familii, nu știu, liniștite, unei familii. Vedeți dumneavoastră, în ziua de azi stau oamenii la mese, mă uit așa, pe undeva, la o cafea, la... Da. Fiecare stă în telefonul lui, nu discută, nu discutăm nici cu copiii astăzi, nu mai avem timp, așa, stăm în tableta și în așa. Secretul este și a fost când oamenii scăpa de la servici, mergeau în restaurantele, nu în crâșmile, când eu eram copil, tata când ieșea se întâlnea cu tot mărățeiul la niște crâșmi. Și povesteau, bă, ce ai făcut astăzi, ce ai făcut, cum te împaci cu soția, vezi că tu aflat sau nu știu ce. Ei știau, erau informatori unii pe alții, știți? Și viața îi ducea mai departe. Da, astăzi cred că a cam, cum să spun, dispărut iubirea. Acum avem o ură. Da. Dacă dumneavoastră purtați o cămașă sau un costum, eu am ură pe dumneavoastră. Aha, invidia de roade. Invidia. Banul este cel care ne guvernează astăzi și după bani mașini, uităm tot. Probleme. Da. Vedeți cum face praf mii de euro într-o secundă. Și ce vreau să vă spun? Auzim atâtea, văd și eu, citesc și eu în jurul meu, așa, văd oameni care cărora prin mâna lor le-au trecut bani mulți, bani foarte mulți și mare lucru n-au. Poate sunt în probleme, poate sunt în faliment, poate sunt în greutăți foarte mari. Hei, și iată dumneavoastră, care ați trăit din munca, așa, serviciu pe care l-ați avut dumneavoastră și domnul, așa? Ați fost și în străinătate, ați fost cu rulota, ați fost în stațiune, ați crescut cu copii. Deci vedeți că dacă există iubire și Dumnezeu vine acolo în casa aia și ajută pe oameni și din puținul lor, poate nu mă înțelegeți. Puținul ăla așa înflorește. Ei, și altora care se învârt cu bani, cu mii și așa, din cauza că nu există iubire și numai grija la bani, la aia, cum mai facem, cum le dă Dumnezeu probleme. Și se și îmbolnăvesc. A, nu mai spun, se îmbolnăvesc. Răutatea asta așa, care macină în tine, cum macină apa în valurile, în mal, așa, sunt lucruri pe care trebuie să le luăm în calcul. Nu s-au schimbat, valorile astea n-au dispărut. Vedeți că astăzi munca nu mai e o valoare. Ce spuneți dumneavoastră? Păi băi, un om cu 50 de ani vechime, 52 de ani vechime, să-i dau 2000, păi atunci cât, așa, cât să-i mai dăm? Și am plătit cotizații, da, da, da. La sănătate, la peste tot, la sindicat, la... pentru că nu scăpai, acolo era, da, pe stat de plată. Da. Da, astea, cum să spun, nu că vrei tu sau... Da. Da. E interesant de văzut așa. Eu citeam o carte, mi-a trimis cineva de o carte și prima frază, prima propoziție pe care am citit-o a fost asta. Toate ni se trag că am părăsit această țară. Am lăsat lucrurile aici la voia întâmplării, am rămas câțiva oameni, așa, care ne zbatem în stânga și în dreapta. Mulți au zis, bă, știi ceva? Dacă nu e bine aici, poate e bine dincolo sau... Da, e posibil câțiva oameni să-și fi găsit dincolo, așa. Dar puțini sunt aia. Pământul care e de la moșii strămoșii a noștri, nu plânge că nu-s acasă copiii și oamenii. Păi nu, dar cât l-au apărat eroiești. Da, da. Și eu nu mă duc în istorie prea mult. Acum, în suta asta plâng, de ani. Plâng. În suta asta de ani, câți n-au murit în cele două războaie? Asta mă gândesc și eu de la zi la zi, domnul Petruca și doamna Maria, așa, chiar așa, noi acum să stăm așa, să mai vedem unde facem revelionul, unde facem, eu știu, alte concedii și ăștia dinaintea noastră, generațiile alea, au murit prin închisori. Adică ei s-au jerfit ca să ce, să o ducem noi așa? Nu, cred că trebuie și noi, la rândul nostru, să facem ceva, cred eu. În 52... când erau rușii la putere și conducea tot ce era în România, tot, cu Ana Paucăr, cu Drăghici, cu cine era atunci în Comitetul Central al Partidului, domnul Cătălin, era o nenorocire, adusese oameni bogați din părțile Aradului, din părțile Timișoarei, la noi, ca domiciliu forțat de muncă. Și muncea la cherestea. Să vedeți dumneavoastră ce oameni.
ce unii erau deosebiți, cu pregătire, cu copiii după ei și stăteau în bărăți. Aia a fost bătaia de joc, aia am distrus niște lucruri, am făcut multe rele și n-am știut să le apărăm la timp. Și bineînțeles că nici astăzi nu apărăm absolut nimic. Nu. Da, e interesant ce spuneți dumneavoastră, dar vedeți, toate trec, toate vor trece, vorba unui cântec, toate vor trece, dar dacă există iubire acolo, fiecare în căsuța fiecărui om din țara asta, altul mai mare, vorba dumneavoastră, altul cu 11 camere, altul cu 3, cu una, așa. Dar dacă e dragoste, iubire acolo între familie, copii și toată lumea, e, cum să spun, altfel vor trece oamenii aia, da? Altfel vor trăi vremurile astea. Fără îndoială, Dumnezeu nu ne-a lăsat pe pământ să huzurim, da? Trebuie să ne chinuim. Ați ascultat astăzi o poveste extraordinară. Nu știu dacă vom mai avea ocazia să întâlnim așa ceva. Eu mi-aș dori să găsim, să ne întâlnim la... Vedeți că nici muzica de astăzi nu mai e despre iubire. Ați sesizat lucrul ăsta? Vă spun, eram tineri. Asta e o... că am vrut să o spun de la început. Era formația Pălărieru și Galanton. Niște oameni, profesor Pălăreanu, local, și cânta la baluri, era Boston. Păi noi ne-am îndrăgit și ne-am și din dans, pentru că știam să ne apropiem unul de altul. Că nu oricine, dansez, dar depinde și cum dansez, și cum calci, și cum stai pe vârfuri, și cum Bostonul era un dans regesc, boieresc, dacă vreți. Da, și noi eram niște muncitori. Da, noi eram niște muncitori de ăștia care... Da, da, da. Da, astăzi vedem că totul alunecă așa într-o direcție. Dar, ce să spun, sperăm să ne trezim. Și tinerii trebuie să se trezească. Acest tineret care este astăzi, că are o capacitate decât să facă, să umble după droguri, după probleme care, după bani, după dragoste, să umble și să vadă cum o să le aducă în viață tot ce-i plăcut. Da, din păcate trăim astăzi vremuri bazate, cum spuneți dumneavoastră, pe valoarea banului. Omul se uită la tine, te scanează, vede că ești îmbrăcat de firmă, ai bani. Vedeți că omul astăzi, cine avea? Anton Pan, când s-a dus la o nuntă, tot așa, l-au primit aia frumos, că era îmbrăcat, elegant, nu știu, nu cred că Anton Pan, dar altcineva. Și când l-a primit acolo, toată lumea frumos îl ovaționau. El a început să bage hainele prin mâncare. Dom'le, dar de ce? Păi am observat că nu pe mine mă lăudați, nu omul, ci hainele de pe mine. Păi atunci să le cinstesc pe haine, să le pun în mâncare. Și... Da, e o glumă care ar trebui să... Mă rog, o glumă mai amară, din păcate, așa este. Domnul Iulian Luca vă felicită pentru emisiune și mulți ani fericiți acestei familii frumoase și deosebite. Așa este. Domnul e din ce în ce mai... domnul Botez, n-am auzit telefonul dumneavoastră, domnul Botez ne-a sunat în emisiunea precedentă. Trecută, da. Și cred că apreciază... Vă apreciază pe dumneavoastră invitație noștri de astăzi. Iată oameni deosebiți care sunt în jurul nostru. Eu de la zi la zi cred că totul se bazează pe iubire. Familia, da? Acolo unde există, în casa respectivă unde există iubire, Dumnezeu coboară har. Și uitați-vă, oameni care n-au avut în viața lor, eu am mai descoperit oameni așa, care n-au avut, eu știu, salarii mari, posibilități mari, și îmi spun, bom, am fost și acolo, am fost și aia, am văzut și aia. Bine, într-o limită așa, nu că au văzut Dubai, nu știu, zone de astea exclusiviste. Să-ți iubești locul. În primul rând, locul natal, care e al tău și care ți l-a dăruit Dumnezeu atunci când te-ai născut. Asta e.
Așa este, aveți perfectă dreptate. Înaintașii noștri s-au bătut să păstreze locul ăsta, România de astăzi. Noi ne întrebăm până unde vor merge lucrurile astea. Vindem tot, dăm tot, așa. Nimeni nu întreabă pe cei care fac lucrul ăsta și ne întrebăm după aia de ce am ajuns atât de săraci. N-avem drumuri, n-avem păduri, n-avem nimic, nimic, nimic. Păi, de ce? De ce? Vă mulțumesc tare mult. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să vă înțelegeți în continuare. Mulțumim. Doamna Maria, mulțumim. Sper că nu v-am deranjat prea tare. No, așa, dar să știți că sunteți, sunteți un model pentru tânăra generație. Pentru că, iată, vedem, la nunți, așa, chiar mă uitam la, și am dat exemplu aici, fina lui fica lui Dragnea, da. Lamborghini, stai bă frate, cumperi o chestie de asta la un copil de 26 de ani, adică e prea mult, adică hai să ne uităm puțin așa, avem nevoie de altele, așa, și... Nu cred că ne lipsește, chiar la unii mai bogați, zic eu. Și dacă i-ar întreba cum de-o făcut banii ăștia. Bine, nu noi ne punem întrebări, alții trebuie să-i întrebe. Vă mulțumesc tare mult. Vă mulțumesc că ați, iată, ne-ați permis să ne aduceți aceste amintiri frumoase în actualitate. Vă mai aștept pe la mine, domnul Petru, ca să mai analizăm, că sunteți un bun analist, un bun vorbitor. Vă lasă doamna. Și vă mulțumesc și doamne că a venit astăzi în emisiune. Mulțumesc și eu și dumneavoastră și echipii și tuturor oamenilor din Piatra Neamț. Eu aș fi vrut, după mintea mea, să-l găsim și pe domnul Mircea. Am căutat. Că eu știu că e prin oraș, da, și nu dau. Ali s-a întâlnit cu el la covrici într-o zi, așa. Dar nu și-a dat seama. Îți dai seama că... L-am căutat și eu și mi-a spus ieri că am fost, nu, duminică cineva, de la ochelari. Mi-a spus că Mircea, zice, știi că Mircea Radu e în Piatra, nene Paule, că așa îmi ziceau ei la serviciu. Zic, da, zic, știu că e. Zic, dar nu-l întâlnesc. Zice, o să vă spun eu dacă... Am rugat-o să spună unde îl găsesc sau să un număr de telefon. Da, sau... eu aș vrea, dacă nu cer prea mult, să-l invităm la o emisiune. Da. Așa cum e măsuța, e mică măsuța, să vedeți că trei persoane greu în cap. Nu, e nimic, dar în cap, oamenii cu suflet bun în cap. Bravo, felicitări, oamenii cu suflet bun, de ei avem nevoie. Și aș dori să-l invităm și pe dânsul la emisiune. Repet, momentul ăsta din dragoste, de la Din Dragoste. Ce să fac? Momentul ăsta de la Din Dragoste, din Piatra Neamț cu domnul Petruca, a fost unul foarte rar realizat, în o surpriză deosebită, după părerea mea. Eu care urmăream în fiecare săptămână emisiunea respectivă și la fel o făceau foarte mulți români. Una dintre emisiunile cu rating uriaș la vremea respectivă. Dar n-au știut nimeni, nici copiii, nici surorile, nimeni, că dacă cineva pizbuia acolo, gata. Da, a fost într-adevăr un lucru bun și doamna, văd că nu s-a supărat, a intrat în jocul acesta și iată, aceasta e cu copiii, nu? Da. Aceea a fost cu copiii dumneavoastră, da. 60 de ani de căsătorie luna aceasta, la sfârșitul lunii, să vă dea Dumnezeu sănătate și să vă bucurați de toate cele frumoase ale vieții. Nu-i urâtă viața nici acum, să ne uităm, adică dacă vrem neapărat să ne uităm prea departe, să ne uităm așa în jurul nostru și ne putem face viață frumoasă. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimații telespectatori, toate cele bune, să vă dea Dumnezeu bucurii în continuare, să vă bucurați de familii, copii, nepoți, toate cele bune. Lăsați-o pe doamna, că nu se întâmplă absolut nimic. Sper că v-a plăcut această familie minunată, domnul Paul și doamna Maria Petruca. Vă mulțumesc încă o dată, toate cele bune, la revedere și gândiți-vă foarte mult. Astăzi cred că nu există nici iubire între oameni, de-aia cred că ne merge așa cum ne merge. Toate cele bune, la revedere!